salut. Deci ăsta pare un om care îi va distruge, dacă nu cu forța. Cu forța minții, dacă nu. Măcar așa. Ce faci, stand-up? Fac stand-up, da. Am venit să mă vadă lumea și să am mai multe show-uri. M-am gândit și la suma de 20.000 de euro. M-am gândit, nu știu dacă am să iau sau nu. Dar ideea este că m-am gândit cum aș cheltui eu. Și deja am depășit-o și am cam intrat și în datorii. Și de asta cred că nici nu vreau să iau, că am numai probleme de când mă gândesc la banii ăștia. Eu prefer să nu mă complic cu ei. Nu m-aș bucura înainte să facem un selfie. Facem un și selfie. Hai cu selfie. Hai să facem un selfie. Că e selfie. Păcat să nu am amintire dinainte de ce se întâmplă. Dă-mă mie cam un selfie stick cu mare. Ai. Știi cum se numește când ștergi pozele făcute de tine cu tine de pe Facebook? Kill your selfie. Kill your selfie. Care sunt așteptările tale după aia? Să mă sune taică mea și să-mi zică că anumite glume nu se fac și totuși am exagerat un pic. După aia să mă sune mama și zică, știi care și taică dreptate acum, chiar are și... Taică mea e un tip așa foarte dintr-o bucată, în sensul că acum niște ani de zile făceam sport și am zis la un moment dat, bă, tată, știi că deja eu am centură neagră la karate. Te mai spală, băi, Dorule. Deci cam genul ăla domnie taică mea. Nu l-am văzut râzând, cred că de două ori în viață și poate râde acum. Scena, să mănânci! Mănâncă scena! Mănâncă scena! Rupe din ea! Rupe din ea, mă! Rupe! Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Toru Ivanov! Ok. Poți să-l tai. Salutare, oameni buni! Eu sunt Ivanov, am multe să vă zic despre viața mea. Am divorțat, m-am însurat din nou, am făcut un copil, acum aștept încă unul. Salutare, Mihai, Delia, Chelu. Așa, ok, un rând de aplauze să simt energia care trebuie. E ok. Bun. Oameni buni, eu fac stand-up de vreo câțiva ani, doar că am o mare problemă de promovare, de asta am venit la Umor. Și am avut revelația asta în momentul când aveam un show în Reșița. Afișul cu mine avea 5 like-uri într-un restaurant, iar meniul zilei 96. Când un șnițel are mai multe like-uri ca tine, ai o problemă de promovare. Da, și de asta am venit la Umor să schimb toată treaba asta și v-am zis că am fost divorțat, doar că n-am absolut niciun regret pentru ce a fost. Știu că am dat tot în relația respectivă, la partaj. Și când am divorțat prima dată, nu când am divorțat, m-am văzut că oamenii sunt un pic mai răi. Au început să bârfească, că nu l-a părăsit degeaba, a bătut-o, s-a întâmplat ceva. Și m-au durut treburile astea, după care stai mă că toată lumea minte, toată lumea bârfește. Uite, hai să ridici o mână cine n-a mințit sau n-a bârfit în viața vieților lui. Și acum o săptămână la un show au ridicat mâna câteva persoane, dar așa erau tot pe Alzheimer. Nu mă, toată lumea, și nu intru pe latura serioasă, vă zic cea mai tare bârfă de unde stau eu în Dristor. Bă, am o vecină, are 41 pic de ani, se ține foarte bine pentru vârsta ei și are ocupație mai puțin, e curvă. Și mi-a povestit o chestie, nu mă întrebați în ce context, a venit la ea fisul, care nu știa cu ce se ocupă maică sa, a venit drept client și a zis, ai de c***o, cum ai scos-o la capăt? Ziceți, dai seama, dragă, n-am avut cum să iau bani. Asta e magică. Bine! Am și eu un copil care ne-a f***t complet viața. Dar ăsta e paradoxul când ai copil. Îți dai seama că viața e distrusă, dar n-ai dat timp înapoi, că-l iubești. Eu mi-am dat seama că-l iubesc sincer. Eram cu nevastă mea, vorbeam, bă, îl iubim, mă. Ai înapoi în parc să-l luăm, că e al nostru. Nu, chiar îl iubim, mă. Și mă bucur că m-a făcut mult mai responsabil. Am început să beau mai puțin de când îl am. Chiar a debut am băut mult la viața mea. Adică pe mine nu mai mă înțeapă ficatul, mă bântuie. Eu dacă văd un lacăt pe o crâjmă, l-ai hepatoprotect. Ma, bun. Aveam nevoie de băiatul ăsta. Bă, n-ai cum să nu bei, pentru că ăsta micu s-a născut plângând și a rămas așa, cu face aproape 2 ani. Bă, și plânge și am zis cu nevastă mea, bă, cumva trebuie să ne răzbunăm pe copilul ăsta, pentru că trebuie... Și nu știi ce să-i faci. Și am ajuns la concluzia, urgent, facem încă unul să plângă la fel de tare, să vadă și ăsta cât de rău e. Da! O să mai fac un copil! Eu l-am deja pe al doilea, deci tara! Bă, uite, am problemele mele. Mă cer foarte mult cu nevastă mea în ultimul timp.
bă, nu mai mă lasă să o filmez în timp ce facem sex. Și nu înțeleg de ce, că strângeam o groază de like-uri, dar, în fine. Ce greu. Băi. Acum înțelegem de ce a divorțat. Da. Bă, am urât multe lucruri în viață și nu supor multe lucruri, dar cred că cel mai mult am urât școala. Am făcut și aseu, n-am avut restanțe, adică pot la o adică. Doar că nu supor să vină să-mi o carte în față, învaț-o până mâine. Nu, nu-mi place treaba asta. Și acum, ca un paradox al vieții, sunt însurat cu o profesoară. Dar n-a fost accident. Bă, atât de mult am urât școala încât am făcut tot ce pot și am premeditat să f*** sistemul. Da, și a și reușit. Vai. Dar mă, da, iubesc și o respect mult pe nevastă mea că a trecut prin toată treaba asta. E foarte greu ca femeie să duci o sarcină. În timpul sarcinii tot corpul se modifică. Sânii se măresc, burta crește, picioarele se umflă, soțului se învinețesc. Pentru că nu mai faci sex. Acum e mic, îl ținem încă cu noi în cameră. Și unii zic, lasă că după ce adoarme. Nu, nu face sex cu copilul în aceeași cameră. Ai mei făceau treaba asta. Și eu cam îmi dădeam seama. Nici ei nu se simțeau bine, nici eu nu puteam să învăț pentru bac. Wow, e bun, băi, mi-e place. Hai cu lacurile! Chiar dacă am trecut prin toate chestiile astea, m-am învățat că trebuie să fii optimist în viață. Numai că și prea mult optimist poate să fie prostie. Și îți dai seama de treaba asta, uite, când vine atitudinea părinților față de copii, îți dai seama și mai mult de chestia asta la tăierea de moți. Bă, la tăierea de moți vine nașul cu o tăviță pe care se pun obiecte. Pic, stilou, seringă, etc. E mai nou se pune și tabletă. Vă jur. Și am fost la o treabă de asta unde bebelușa a ales de 3 ori la rând tableta. Bă, și părinții erau atât de fericiți, le sticleau ochii de fericire. 100% dacă a ales tableta, o să lucreze în IT. Zic, bă, sănătoasă să fie, dar poate pur și simplu o să facă videochat. Adică gândiți-vă ce fericiți au fost părinții lui Sișu când ale seringa. Se face doctor. Wow. Ce destine puia și cu Sișu, fraților. Unul s-a apucat de droguri și unul de chipsuri. Shut down! Ok, și a fost Doru Ivanov. Tot momentul a fost foarte bun. Dar finalul a fost cu artificii. Cu artificii. A fost bun. Așa, da. A fost bună. Chelu, e Opa, s-a ridicat Chelu! S-a ridicat maestru Chelu! Păi, aplaudați omul. Așa trebuie să fie, da? Asta este un număr de stand-up. Mersi din suflet, mersi din tot sufletul. Știi că e pentru prima dată când te-ai ridicat și te-ai dus să dai mâna cu cineva? Da, frate, în mod conștient, stai liniștit. Da, mie chiar mi-a plăcut. Și om avea 6 like-uri și ușniță-l 95. Chiar mi-a plăcut, de ce? Ăla e umor pe gustul meu. Da, ne place. Dacă mi-ați dat și 3 de like, ar fi perfect. Asta nu. Asta nu, adică tot. Ești bun. Mersi mult. Am avut un pic de emoții că nu s-o obișnuit cu genul sistemul ăsta de concurs. Adică, Bă, dacă ai reușit să-mi întorci în halul ăsta starea, bă, înseamnă că ai fost foarte, foarte bun. Îngrozitor de bun. Mersi mult. Dacă Coco Marinescu a plecat în turneu după ce a fost la Ai Umor, Ivanov o să facă conjurul lumii. Pentru mine, în momentul de față, cred că ești în top 3 prestații, nu știu pe ce loc, dar sigur în top 3 prestații de stand-up în timpul concursului la Ai Umor. Mersi mult de tot, pentru că știu că au fost foarte bune câteva. Da, slab. Pentru că stand-up-ul meu a fost slab. Pentru că stand-up-ul tău a fost slab, nu? Da. Care nu stand-up, vorbi Coco? Fără care să stand-up? Știi. Ai, de gretele noastre. Cum se învârte. Respect. V-am pupat și spor la treabă. Pa, pa. Continuă. Ăsta e semn bun. Mă jur că dimineața când se ies pe ușă la micul sac pe el, nevastă mai gravidă din nou și a zis, dacă îl spăl, eu vomit. Și a trebuit să mă întorc să spăl copilul la de dimineață. Asta fără că vreau că am dat mâna cu voie, doar... Te-ai mers foarte bine, da. Eu cred că așa e. Cred că n-are legătură cu stand-up-ul. Cred că are legătură... Așa e omul.
Bine, mă! Da. Ce e sezonul 4, prietene, abia acum să vine? Păi cât de bun a fost, bă! Da, mă, genial! Doru Ivanov a avut un moment extraordinar din punctul meu de vedere. Este foarte clar că este un om citit, un om care a făcut școală, care a citit foarte mult. Luchelu i-a plăcut foarte mult. I-am văzut că erau foarte, foarte serioși la început și... Abia la a treia glumă au început să râd, așa să văd că, că e, făceam și zic, băi, zic, ai! Am mâncat și gura ta. Nu, da, a fost mitralieră, deci... Da. Deci nu mă deranjează că sunt foarte mulți care vin să facă stand-up. Nu mă deranjează nici dacă ai umor, devine un loc în care stand-up-ul este 99%... Și restul este atletism, adică m-aș bucura că ai umor să devină un show 100% despre stand-up și cu stand-up comedy.